m-am cutremurat când am primit vestea că Ionuț a fost printre cei care se aflau în club în noaptea aia de groază. Și am așteptat să pot lua legătura cu cei din București și să-mi spună și mie ce știu despre Ionuț. Evident că n-aveau acces la el, la spital, însă se informau mai ușor decât mine. Atunci, gestul pe care l-am făcut a fost să aprind candela și să mă rog, pentru că e un lucru pe care îl păstrez de la mamă în astfel de momente, să pot să invoc divinitatea, dar folosindu-mă de candela de aici din casă. Eu am sperat până în ceasul al 12-lea că Ionuț va scăpa. Am fost la curent, am aflat că lui Ionuț s-a făcut transplantul ăla de piele cu 4 metri de piele și povestea care a fost în spatele acestui transplant, pentru că pielea era pregătită pentru o domnișoară, care domnișoara a fost transportată în Israel. Și pentru că domnișoara a fost transportată în Israel, atunci medicii au hotărât să-l opereze pe Ionuț. Și atunci am spus, este încă un semn divin care înseamnă că Ionuț va scăpa. Atunci a făcut stopul cardiac. Cei de la București m-au atenționat că dacă vorbesc cu domnul Popescu să nu-i spun lucrul ăsta, pentru că dumnealui nu știe. Eu nu cred că nu știau membrii familiei de lucrul ăsta, dar l-am luat ca pe o chestiune firească într-o astfel de operație. Și am plecat ieri la București, nu cu gândul să-l văd pe Ionuț, am plecat cu gândul să-i întâlnesc pe ceilalți la o cafea și să-mi povestească mai multe. Evident că am plecat la copii în București, dar voiam să mă găsesc cu ceilalți. Pe drum spre București, în schimb, am primit un SMS în care Cătălin, diaconul, așa îmi scria că n-aș fi vrut să vă scriu lucrul ăsta niciodată, Ionuț nu a mai rezistat. În momentul ăla am simțit că se prăbușește pământul, am tras mașina pe dreapta și am stat preț de câteva minute, soția a vrut să treacă să conducă, ea am spus nu, conduc mai departe, însă se rupsese ceva din mine și era o chestiune care chiar mă durea. Un elev cu care am avut conflicte, așa cum sunt conflictele între profesor și elev, faptul că nu-i dădeam voie să fie cu cercel la oră, faptul că problema părului era o problemă veșnică, problemă pe care și eu ca elev am avut-o cu diriginta mea, dar așa a fost să fie. Deci după acest conflict cu ghilimele de rigoare, Ionuț a fost cel care a venit să mă colinde. Atunci țin minte că la primul colind l-am întrebat, Ionuț, mai ești supărat pe mine? Și a spus, n-am fost supărat niciodată. Lucru pe care nu l-am crezut atunci, însă consecvența cu care ei au venit în fiecare an să mă colinde și grupul, nucleul rămânând cel de care v-am spus, mi-a demonstrat că Ionuț chiar n-a fost supărat pe mine. Dar și, din contra, avea multă afecțiune față de până. Cred că da. Noi chiar ne-am înțeles bine și povesteam mult. Îmi dăduse cartea de vizită la un moment dat, trebuia să-i trimit mail-uri, m-a sunat de la București că nu mai e valabilă adresa de mail și că s-a schimbat adresa. Deci exista o comunicare pe care nu am cu mulți elevi de-ai mei. Elevi, dacă vreți, cu rezultate la olimpiadă pe care i-am ținut în brațe și nu erau atât de legați cum a fost totuși Ionuț. Ei au făcut tradiția asta, eu la un moment dat, sincer vă spun, că nu-i mai așteptam. Ei, cu toate astea, ei, pentru că veneau la familiile lor de aici din Focșani, bănuiesc că după ce ajungeau la casele lor, mai greu. Spre exemplu, Andrei Ienea, în momentul în care s-a căsătorit și avea familia lui la București, se mulțumea să-mi dea doar telefon. Însă ceilalți veneau, Mihaela Căldare a venit cu prietenul ei aici.
și era o persoană în plus, l-am adus în locul lui Andrei, că Andrei nu poate veni fiind căsătorit. Cercul rotund. Însă e un lucru extraordinar pe care nu știu dacă mulți profesori îl trăiesc, nu știu dacă mulți au parte de așa ceva. E un lucru cu care chiar mă mândresc. E un lucru cu care chiar mă mândresc. Să beneficiez în fiecare an de urările unor oameni pentru care am însemnat cu siguranță ceva. Că dacă nu însemnam ceva, se mulțumeau să din când în când să mă mai întrebe de sănătate. A fost o clasă tare frumoasă și colegii lui Ionuț își vor aminti. Nu știu dacă dumneavoastră ați aflat, însă Alin Moldoveanu, campionul nostru olimpic, fost coleg de clasă cu Ionuț. Ori din clasa aia de acolo să nu trăiți cu impresia că dintr-o clasă de matematică-informatică se nasc doar politehniști, informaticieni deosebiți. Din clasa aia sunt medici, din clasa aia sunt avocați, din clasa aia sunt oameni care lucrează în domeniul IT-ului, iacă Ionuț care lucra în domeniul PR-ului. Acolo, într-o clasă de mate info, contează emulația de la clasă. Deci să nu vă mirați că un absolvent de mate informatică are rezultate spectaculoase pe alte domenii decât ceea ce ar impune matematica și fizica.